Bună dimineața, dragilor! Suntem live și pe TVR Internațional în acest moment și pe TVR 3, TVR Moldova. Da, suntem zi de joi, 29? 29, mai puțin și să termină și luna iunie. 29, da. Noi putem cumva să scăpăm zilele, pentru că suntem și noi în așteptare de vacanță și una și alta, dar cine nu scapă e cel care muncește tot timpul și dacă mai are și un eveniment important în această dată, păi atunci nu uiți nimic. Absolut, și o să discutăm cu persoane din domeniul cultural care să ne vorbească despre evenimente și premiere extraordinare în câteva momente, dar asta că ziceai, ție nu ți se pare că înainte de vacanță timpul parcă trece mai greu? Adică parcă încerc să nu mergi zilele mai. Păi spuneam că noi deja suntem cu un picior acolo în vacanță și avem impresia că nu mai vine vacanța aceea, știi? Că chiar dacă ne despartă două, trei zile. Da, zici că e clișeu să te duci în vacanță undeva la mare, tu stai acasă și tu îți faci curat, nu mai treabă. Dar o să mă ocup de mine, curățenie în sufletul meu o să-mi fac. Uite, următoarea noastră invitată este din zona Săgetător. Da, așa. Și are un eveniment foarte important astăzi și chiar te rog frumos să-i aduci niște lucruri foarte frumoase și importante, conform horoscopului. Hai să vedem care sunt prezicerile pentru Săgetător astăzi. Ești o persoană puternică, iar această tendință independentă îți vine foarte bine. Nu lăsa părerile altora să te țină pe loc, iar luna de astăzi în Scorpion poate aduce în discuție câteva lucruri despre trecut. Totuși e important să nu lași asta să te împiedice să faci ceea ce trebuie să faci. Da, foarte fain. Deci, Capricorn, nu? O să întrebăm mai târziu. Da, o să întrebăm dacă s-a coincide. Fața potrivit. Deci, Capricorn, conectează-te la nevoile prietenilor tăi și fii receptiv la feedback. Astăzi, poartă conversații deschise și sincere cu prietenii. Evită să devii defensiv sau să respingi criticile constructive. Ajută! Dar bine, cel mai important și ceilalți care oferă critici, să aibă grijă cum le oferă. Ți-am zis tehnica asta a sandwich-ului. Spui ceva de bine, apoi ceva ce vrei să spui de fapt și mai spui ceva de bine. Un pachetez frumos ca să frumos, dar cum o spui? Pentru că poți să zici de bine ceva, să zâmbești, dar ceva se simte acolo, o ranchiună în zâmbet. Eu vorbesc de propria experiență, nu vorbesc din cărți. Bun, Vărsător, ai mult de lucru, așa că suflecă-ți mâinicele și apucă-te serios de treabă. Accentul este pus pe viața ta profesională. Astăzi identifici zonele de îmbunătățire și cauți în mod activ oportunități de dezvoltare profesională. E bine să eviți rezistența la schimbare și să faci ceea ce ai de făcut. Nu încerca să te autosabotezi, dar se cam repetă horoscopul ăsta. Te rog frumos, nu te ocupa cu ceea ce nu trebuiește, ocupă-te cu ceea ce este dat la lucru și dar ce zici mie, că eu nu sunt zodia Vărsător? După îi zic și transmis Vărsătorul, dacă îl găsești pe unul. Ai muncit din greu, zice horoscopul pentru pești. Și acum este timpul să te distrezi mai mult. Bă, uite, frumos. Ia o vacanță bine meritată și construiește un mediu armonios în jurul tău. Astăzi planifică-ți călătoria cu atenție la detalii și ai grijă de aranjamentele logistice. Uite așa. Da, sperăm că veți avea o zi frumoasă, indiferent de ce vă spune sau nu horoscopul. Noi, între timp, vrem să vă vorbim despre o nouă premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu. Și nu o să o anuleze horoscopul în niciun caz. Da. Este vorba despre domnișoara Iulia de August Strindberg. Ce teme abordează și ce mesaj are acest spectacol? Ne spune regizoarea spectacolului, Lumnița Țâcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbiți atât de frumos și sunteți atât de bine dispuși că aproape vă invidiez, dar mă bucur să mă aflu aici alături de voi și să vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple diseară, după o muncă enormă, intensă, complexă. Dăm întâlnire diseară tuturor celor care sunt dornici să vadă, să audă un text care s-a scris cu 130 de ani în urmă. În 1888 s-a scris textul. Exact. Și încă de pe atunci, știu că citeam că a provocat scandal, adică a șocat prin felul lui de a fi și continuă și astăzi să tulbure apele. Cum se explică faptul ăsta? Pentru că este un text destul de dur, care abordează teme foarte complicate. De fapt, e un text, dacă aș putea să zic așa, un manifest, e o bătălie dintre timpuri, o bătălie între timpuri, între vechi și nou, o bătălie între genuri, între bărbați și femei și e un text care, sigur că da, doare, așa, e destul de crud. În primul rând că e și o dramă naturalistă și probabil din această cauză nu a fost acceptat sau a fost acceptat, dar a fost revoluționar.
la timpul la care a fost scris, pentru că până atunci, să zicem, nu se prea duceau în discuție sau nu sunt... Nici nu se prea duceau în discuție și spectacolele arătau un pic altfel, mm-hmm. pentru că era butaforie, pentru că dacă era vorba de o pâine sau un copac, ele se pictau și așa. Ori Strindberg a optat, la un moment dat zicea că a și evitat ușile, că zicea cum să aducem uși decât să le pictăm, mai bine renunțăm la ele. Da. Deci a optat pentru un teatru naturalist și aproape fiziologic. Iată, aș putea să zic. Și este un text dur pentru că autorul scoate în evidență cele mai ascunse laturi ale ființei umane. Și dacă spuneam că există drame psihologice, această drama lui Strindberg, Domnișoara Iulia, poate fi considerată chiar una care apelează la instrumente psihice, pentru că e destul de atentează așa ușor la psihicul uman. Am și scris în evenimentul spectacolului, în descriere, că e un spectacol 16+, pentru că are și scene de nuditate, dar să zicem așa, nu întrec nicio măsură, sunt în limita scenei normale, dar pentru că conține scene cu impact emoțional destul de, de puternic. Mm-hmm. Pentru că e vorba de un conflict destul de dur între eroii acestui text, pentru că e vorba și de un comportament crud. Adică un comportament la care suntem predispuși uneori noi, oamenii, și de fapt circumstanțele în care se întâmplă acțiunea acestui text duc la aceea ca personajele să acționeze așa cum acționează. De fapt, e vorba de Noaptea Sânzienilor. Totul se întâmplă... Exact, o noapte care ar părea că lucrurile trebuie să se întâmple destul de frumos, deși e o sărbătoare despre care se zice că duhurile coboară din cer și e și o sărbătoare păgână, chiar dacă este acceptată de creștinism. Da. 1888, actualitatea. Unde ai găsit-o? În ce se manifestă actualitatea acestei piese? Păi da, relațiile dintre oameni și emoțiile și sentimentele și iubirile și trădările și râvnele rămân aceleași chiar și peste sute de ani. Dar, într-adevăr, râvnele personajelor mi s-au părut foarte actuale, așa într-un fel și foarte moderne, pentru că e vorba despre diferența dintre clasele sociale, e vorba și despre bogați-săraci, iar acest nivel social, cred că au existat și acum perioade când l-am simțit din ce în ce mai puternic și am devenit din ce în ce mai sensibil la starea materială, cât avem, de cât avem nevoie și de ce nu avem mai mult și de ce cineva are și noi nu avem, și aceste păcate sau povară pe care o purtăm în spate, pentru că e și vorba despre păcatele pe care le purtăm din cauza părinților. De fapt, asta este o amprentă, să zicem așa, a dramaturgiei nordice, pentru că și Ibsen și Strindberg abordează foarte, foarte puternic tocmai această latură a păcatului, a poverii pe care o ducem și care parcă ni se transmite în ADN-ul și ne dictează comportamentul pe ani de zile, de la naștere până la moarte. Sigur că e trist, se moare în spectacol, dar am zis odată și eu un citat, nu mai țin minte de unde, dar zice, vă invităm să vedeți cum arată moartea ca să întâlnim viața. Wow, ce bine zis. Să celebrăm viața. Adică, oricum, mi se pare o bucurie întâlnirea într-o sală de teatru și întâlnirea prin intermediul unui act artistic, mi se pare absolut fantastic, așa că, indiferent de cât de dur abordăm anumite teme și cât de dure sunt temele, important e că mai avem timp să le dezbatem, pentru că nu întotdeauna avem timp să ne uităm la, poate, la cele mai crude
aspecte pe care ni le oferă viața. Și acest text, apropo, chiar acest text este, are o prefață foarte importantă pentru oamenii de teatru. Nu toate piesele conțin aceste prefațe, ori autorul a ținut foarte mult. O prefață foarte lungă, de câteva pagini, și vorbește lucruri foarte frumoase și despre bucuria întâlnirii într-o sală de teatru și despre faptul cât de mult se cotează comediile. Da. Și știa din start că această piesă va fi greu acceptată pentru că toți directorii de teatru vor comedii. Nu s-a schimbat și, nimic. Într-un fel putem zice că da, ori el zice, dar care bucurie mai mare poate întâlni un om decât aceea când cineva totuși acceptă să-ți vorbească despre niște lucruri profunde și complexe. Da. Adică mie oricum mi se pare extrem de important că chiar dacă este vară, chiar dacă toată lumea se gândește la vacanță, chiar dacă ne place să venim în sălile de teatru și să vedem comedii, bineînțeles că ne place să râdem, bineînțeles că ne place să ne bucurăm de viață, și asta este un aspect foarte important al ființei umane și e ok, dar eu simt așa o bucurie și chiar încântată că totuși o mână de oameni, și până la urmă care este responsabilitatea oamenilor de teatru, adică pentru că oamenii de teatru sunt și ca niște medici, pentru că trebuie să vorbim și despre fricile și despre păcatele, frământările pe care le are omul. Da. Ce ar fi omul de teatru dacă n-ar vorbi despre oameni? Absolut, și ați lucrat atât de mult la acest spectacol pentru această premieră, acum ne dăm seama că mai foarte puțin, sunt doar câteva ore și emoțiile probabil că sunt la cote maxime. Cum se simt și actorii inclusiv, pentru că drama aceasta presupune și o predispunere, da, cumva, pregătire psihologică, sufletească de pe interior. Eu am lăsat să se odihnească acum dimineață. Pe bune, lăsat să odihnească? Acum dimineață chiar am rugat să doarmă, pentru că seara am terminat foarte târziu repetițiile și, în general, cred că lipsa timpului e dușmanul numărul unu al oamenilor de teatru și în ultima perioadă am lucrat foarte intens. Am împărțit timpul. Nu știu cum am putut face asta, dar pentru că totuși au existat momente foarte importante, pentru că a existat turneul Memoriei, da, un turneu care încă nu a luat sfârșit, mai avem câteva reprezentații. Și a trebuit să împărțim repetițiile între spectacolele care se jucau prin țară, Dosarele Siberiei, spectacolele care se jucau în sală la teatru, așa, pentru că avem un repertoriu plin. Și plecarea la Sibiu. Bineînțeles, și plecarea la Sibiu ne-a furat un pic de timp, dar ne-a furat timp, dar în schimb ne-a oferit ceea ce, adică ne-a oferit miracolul, așa cum titlul ediției de anul acesta de la festivalul de la Sibiu este Miracolul. Așa că am văzut cum arată miracolul cu ochii noștri. A fost frumos. Felicitări pentru reușita de acolo. Romeo și Julieta, un spectacol pe care eu încă nu l-am văzut, dar citind toate elogiile și toate articolele despre spectacol, mai ales de la festivalul din Sibiu, e ceva important și ceva valoros. Da, este. Aveți tot timpul să-l vedeți. Noi ne bucurăm că se joacă și are sala plină și e frumos să vorbim și despre iubire, chiar dacă și iubirea e crudă. Da. Îți mulțumim mult, Luminița, pentru că ți-ai făcut timp în această dimineață încărcată, o zi foarte importantă pentru tine, multă baftă a actorilor. Noi invităm oamenii să vină la spectacol, domnișoara Iulia, care se va juca astăzi, mâine, da, și pe 2 și 4 iulie la 18:30 în sala Studio Valeriu Cupcea, Teatrului Național. Super, ce poate fi mai frumos decât să fie aproape de actor și să simți încă mai puternică emoția pe care o transmit. Exact, așteptăm toți spectatorii să-i simtă, pentru că avem o trupă, o distribuție de zile mari, o distribuție extraordinară. Eu pur și simplu mă închin în fața lor pentru efortul și dăruirea de care dau dovadă de fiecare dată. Dar de data aceasta și Alexandru Pleșca și Corina Rotaru și Olga Triboi sunt pur și simplu fantastici. Abia așteptăm să vedem. Mulțumim tare mult. Mai bine. Vă așteptăm. Avem în continuare noutăți bune. Eu am emoții. Nu știu. Da? Pot să continui tot. Subiect. Eu bine. O să trăiesc emoția actorilor. Pentru colegilor mei de brasă. Da, vă vorbim despre o noutate bună și pentru iubitorii de muzică jazz. Da, în perioada 6-9 iulie, adică săptămâna viitoare, la Sofia, capitala Bulgariei, se va desfășura festivalul de muzică și cultură urbană To Jazz. Da, ce trupe vor urca pe scenă și ce surprize îi așteaptă pe vizitatori, propun să aflăm cu toții împreună în continuare.
festivalul Etu Jazz a ajuns la 12-a ediție și va avea loc în acest an la SUF Park 2, lângă Muzeul Național al Omului și al Pământului din Sofia, Bulgaria. În ziua deschiderii vor evolua 8 trupe din Belgia, Franța, Congo, România, Ungaria, Serbia și Grecia, selectată de un juriu internațional. Totodată la Sofia vor veni directori de programe, jurnaliști și critici muzicale renumiți, care sunt de nelipsit la cele mai importante festivaluri din Europa. Directorul festivalului Peter Dimitrov a declarat că A2 Jazz împreună cu alte 14 organizații și festivaluri partenere s-au alăturat platformei internaționale Upbeat pentru a sprijini dezvoltarea muzicii și a susține artiștii în devenire din Bulgaria și Europa. Timp de o lună, 162 de participanți din 28 de țări s-au întrecut pentru cele 8 spectacole din deschiderea ediției cu numărul 12 a festivalului. Ei au fost selectați de un juriu format din reprezentanți ai celor mai importante evenimente muzicale din Europa. Cele 8 trupe selectate sunt Efemer Ungaria, Daxel Brazilia, Ungaria, România, Alice in Wonderband Serbia, Tumbe România, Hands in Motion Belgia, Argalios Grecia, Fanny Fire Congo și Gergana Dimitrova aka Belonoga Bulgaria. Odată, organizatorii îi îndeamnă pe vizitatori să participe la o strângere separată de deșeuri, să călătorească ecologic și să spună cheers atunci când vor ridica noile căni reutilizabile ce vor fi puse la dispoziție în timpul festivalului. Da? Ți-a plăcut? De ce taci? Pentru că îmi dau seama că este ora 9 și 26 de minute. Și tu vrei să dormi. Nu vreau să dorm. Cineva poate doarme. Noi de asta suntem aici să-i trezim pe toți cei care... Nu este somn deloc. Nici nouă, nici colegilor noștri. Anatol Pornea a alergat. E super harnic. A fost la maraton. Acum am înțeles că nu știu. Păi face un maraton de destinații unde ajunge el. Bravo. Și discută cu oamenii. Diminețele noastre încep diferit. Da. Unii își beau cafeaua în liniște, cineva se grăbește să iasă din casă, dar mai trage cu ochiul și la telematinal. Și bine fac. Da. Iar colegul nostru Anatol Pornea, așa cum l-am și lăudat până acum, și a planificat o plimbare pe o alee din Chișinău. Da, și nu așa de dragul promenade, dar pentru a ne face nouă un început de zi mai frumos și mult mai vesel. De asta și-a ales și un interlocutor interesant, da, cunoscut mai ales pentru filmulețe comice, pe care cu siguranță le-ați văzut pe internet. Mm-hmm. Bună dimineața, Anatol! Despre cine este vorba? Hai! Bună dimineața! Bun, între pauza asta pe care am avut-o de la ultimul live, am reușit să trec să-mi iau o cafea. Așa. Să încep mai energic un pic dimineața. Bun. Cum credeți, lângă cine mă aflu acum? Vă dau un indiciu. Este colegul tău, Anatol, și este și un bun actor. Da, eu știu. Uite, cu colegul meu, da, dar cu bun actor, cum nu-mi aduc aminte că să fie bun actor? Nu știu. Bine, glumesc, într-adevăr. Anatol, fă un efort, eu te rog. Aude, deci am auzit vocea. Mihai, l-a zis. Dar e vorba despre actorul Silviu Boinceanu, nu? Deci... Lovituri de tobă, Silviu Boinceanu, corect, îl vedem aici. 10 pentru Mihaela. Bună dimineața, Anatol, Mihaela, salutare! Ce faceți? Da, ce facem? Te ur... Așa. Da. Colegii... N-am auzit bine? Ei se distrează, cred, că acolo, în platou. Da, da. Bun, Silviu, hai să mergem un pic la o plimbare. Noi cu chestiuni mai serioase, nu? Da, da, da. Apropo, da, pentru că am pregătit pentru tine o mică provocare așa de dimineață. Așa. Ca de exemplu, niște frământări de limbă. A. Cât de des le folosești în tu la teatru? În fiecare dimineață mă trezesc cu frământări de limbă. Uh-huh. Anatol, știi, mă prinde permanent în cabină cum exersez. Uh-huh. Eu chiar vreau să știu, poate le cunosc. Ia, vezi aici. Să începem să ne ridicăm, apropo, să ne am să le leg pe cei care le știu, da? Da, da, da. O pestriță, prepeliță, pestriță, dar mai pestriț, un pui, prepeliții, pestrițe. Așa. Fata fierarului fierbe fasole, fiartă fără foc, fiindcă focul face fum. Deci se vede, deci da? Tu... Da, da. Gândindu-mă că te gândești, că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc, că te gândești la mine.
Așa. Da, se vede că... Hai să încerc și eu una. Sunt în tema. Găina ouă nouă, ouă nouă, ouă nouă de 3 ori, aici scrie în paranteză, cred că să repetăm, da? Da, da, da. 3, adică nouă ouă. Nouă ouă, e ceva cu ouă mai pe scurt. Bun, Silviu, da. Ce face un actor în timpul verii? Pentru că de curând ați început vacanța, mult așteptată, nu? Da, da, da. Un actor, ca un sportiv de performanță, când are vacanță, la fel lucrează și muncește mult. Anatol nu o să-mi dea voie să mint. El cunoaște că... Nu, glumesc. Că acum, de când am intrat în concediu, nu oficial, dar oricum, ne odihnim, încercăm să adunăm puteri pentru stagiunea care urmează. Așa, cum a fost această stagiune și plus la toate ați avut și festivalul Vitei? Cum da, s-a încheiat? Da, 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 da. Această stagiune a fost una pompoasă, aș spune eu. Chiar la urmă așa a curs șampania din plin, pentru că am avut festivalul internațional Vitei. Așa. Pentru mine personal a început stagiunea cu un rol foarte mic, de un minut în care se deschidea cortina și timp de un minut personajul meu se otrăvea și murea și apărea abia la final, la care spectatorul fericit se întreba, cel mai plin personaj pe care l-am putut juca viață, odată, da. Ca la final de stagiune să joc în revizorul Clestacov, Anatol. Eu nu mă laud, nu mă laud, dar nu, deloc, totuși deloc, sunt deloc niște lucruri care trebuie spuse. Să le, și să le accepte, de ce nu, până da, la da, urmă. Da. Bun? Știu că să facă un loc tinerilor generații de actori până la urmă. Corect, corect, corect. Așa, te-am văzut și în emisiunea Mihaielei, colega noastră, da, așa o inimioară pentru ea. Hai să arătăm o inimioară. Așa. Așa o inimioară, da. Wine Trips. Da. Pe lângă, nu știu, pe lângă actorii, o pasiune de bază pe care o ai și degustatul vinurilor, da, și, nu știu... Buneac, vodka, mai sunt careva. Ce hobby-uri mai ai tu? Ce nu cunoaște lumea despre Silviu Băincean? Ultima perioadă, un pic, hobby-urile au trecut pe locul 2. Din anumite circunstanțe, da, dar știm până, de ce, dar până, până la acest da moment a fost sportul și pescuitul. Sportul, tenis de masă, volei, cred basket, că spune șah. Băi, și ăsta e un sport chiar foarte bun ca atare, dar nu-l cunosc. Nu-l... Acolo, la sportul acesta mai trebuie și logică și abilități psihofizice. Dar la alergat cum fizice stai, apropo? Sper că nu mă pui să alergă. Nu, sigur. Este o maraton, am vorbit anterior și te invit și pe tine. Am invitat și colegii, foarte hai pe toată asta lumea, foarte pentru bine că în Cricova vă aștept pe toți. Foarte bine. Un actor talentat poate de toate și să alergi bine. Și la lectura? Aici mai puțin. Mai puțin, da? Ai citit cea mai recent carte lansată de colegul tău, Anatol Guzic? Da, se numește Thanatos, nu? Prima foaie am citit-o. Apoi am deschis foaia, Anatol, și la un moment dat mi-am dat seama că Anatol, colegul meu și al tău, desigur, da, nu mi-a lăsat nicio semnătură, nici măcar un autograf pe carte. Știi, n-a scris măcar de la colegul de cabină, Anatol, pentru Silviu. Și când am văzut asta, am închis cartea și am pus-o așa. Și pus, deci am să o citesc atunci când văd autograful scris. Domnului în cauză. Da, bun, da, dar îmi pare că s-a redenumit, nu-i Thanatos deja. Da. Da, s-a denumit. Eu cu denumirea... Da, bun, ne vom... Iluzia manipulării. Iluzia manipulării, vai da, de da, mine. Da, frumos, e despre frumos Anatol titlul ăsta. Nu știu, n-am observat. N-am observat, dar probabil tot ce se întâmplă la teatru e o manipulare. Și nu înțeleg, bă, sigur, când da mă aflu în jocul ăsta. Ai dat așa un indiciu la început de interviu. Tu, de curând, ai devenit tătic, Silviu. Exact. Felicitări. Mulțumesc. Un rol destul mulțumesc de important. Mulțumesc. Este mai dificil decât cele pe care le-ai în teatru. Da, da. Ăsta din teatru l-ai jucat, ai o pauză până vine următorul. Din fericire, am vrut să spun din păcate. Uh-huh. Rolul de tată permanent te pune în niște situații mai dificile pe alocuri, mai fericite pe alocuri, când și cum. Și am însușit să schimb scutici, să adorm un copil mic, încet ne intră în abilitățile mele. Silviu, mulți poate te cunosc, sper că mulți, datorită filmulețelor comici pe care le faci pe online, da? Da. De mult timp, nu știu, ai început și această nișă, da, umorului să o practici? Sau nu, e de curând? Mai mult, cred, nu am început să o practic atâta timp cât îmi stă în fire unele chestii mai comice. Și am decis să încerc și în mediul online. Doar că n-am avut așa, ca să spun, o linie care a crescut. Am avut mici scântei pe internet, apoi iar o pauză, apoi iar o scânteie. Măi, personajele sunt inspirate din cotidianul nostru, pentru că eu, nu știu, mai vedeam așa nenici din ăștia și prin sat și domnul da polițist. Da. De fapt, cum, de unde îți vine această creativitate și cum, de fapt, creezi aceste personaje?
dar aș spune prea mult că caut acest personaj pentru că ele sunt. Sunt, dar mai mult de atât, la teatru cred că aduci un personaj plin din toate punctele de vedere. Îl observi, încerci să găsești și mobilitate, dar personajele din filmulețe am o perioadă mai scurtă în care mi-apare ideea, a doua zi filmez și nu reușesc să le prind așa. Cât îmi vine din memoria mea de mic copil, personajele pe care le-am mai văzut în viață. Facem și o mică provocare, poate ne arăți cum intri în pielea unui personaj, cum îl creezi. Nu. Îți dau eu un personaj. Hai. E actor la teatru. Deci, de recent a lansat un roman. Aha, deci, și despre manipulare. Da, știu. Anatol, mulțumesc foarte mult, știu despre cine vorbești. Este vorba de Anatol Guzic. Anatol, care este colegul Mihaielei. Deci acum suntem live. Anatol, sper că mă auzi și cât de cât așa un pic îți aduc aminte că un pic așa seamăn cu dumneata. Și eu voi fi Mihaela pentru că sunt în roz. Mihaela, nu te-ai asortat. Ascultă, Mihaela, nu te-ai asortat foarte bine cu rochița, să știi că eu sunt mai asortat mult mai bine. Deci te rog. Tot voi avea loc, voi lua în calcul de fapt și te aștept la mai întreb 10 nu. Bun, Silviu, îți mulțumesc mult pentru, nu știu, pentru această plimbare matinală. Da, cu drag. Și hai să venim și cu o provocare pentru colegii noștri, pentru că am vorbit așa de mult despre ei. Da, ei stau foarte relaxați, dar eu cred că... Eu sper că ei ne ajute, ne aude de fapt. Colegi, ne auziți? Da, da, vă auzim, ce e provocare? Hai, spuneți, v-ați distrat acolo mai mult, ați vorbit așa. Hai, deci... Deci, vă provoc să vă imitați reciproc unul pe altul. Da. Nu, asta e complicat. God, eu, stai cum faci, Ana? Cum faci, Ana? Hai! Nu știu, eu sunt zodiarac, e cea mai bună zodie ever. Eu sunt foarte organizată, eu nu am nevoie de nimeni, eu nu mănânc dimineața. Ce interesant, că eu asta voiam să fac la tine, tu așa faci întotdeauna cu mâinile. Păi de la tine am luat, de la tine. Când se enervează Anatol, face așa, eu nu înțeleg. Tu ai observat că ăia de acolo, da, care sunt afară și se distrează, beau și cafea, bagă în noi discorde. Da? Trebuie să lăsăm provocarea să ne certe? Da, nu vreau, chiar. Bine. Mulțumesc mult, Anatol, dar cu tine, Silviu, discutăm noi. În primul rând, n-ai citit cartea, în primul rând. Nu faci tu exerciții, da, de vorbire. Acum te-am văzut pentru prima dată și zic, wow, Silviu poate și așa ceva. Așa că sunt multe de spus încă. Mulțumesc, Anatol, și eu te iubesc la fel de mult, la fel de mult, știi. Noi îl iubim pe Anatol toți. Trăiască. Da. Trăiască. Da. Colegi, aveți legătura. Suntem, pa, pa. Pa, pa, mulțumim tare mult pentru această intervenție. Ne-am distrat și noi împreună cu ei. Știi că ți-am zis frământarea asta de limbă pe care o știu, unica pe care o știu în engleză, e legată de colega noastră, Betty. Betty? Da. Da, pur și simplu are numele Betty. Mm-hmm. Betty bought a bit of butter, but found a butter bitter, so Betty bought a bit of butter, but found a bit of butter bitter. Dar te-ai încurcat peste tot, nu? Nu, exact, am spus cum trebuie, n-ai înțeles tu. Asta e altceva. O fi alt, nu știu. Că nu, ei s-au descurcat bine la frământări. Dar bine, de-aia traduc. Betty bought a bit of butter. Da, traduce. Betty a cumpărat o bucățică de unt. Așa. Betty found the butter bitter. Dar așa. Betty a găsit untul un puțin stricat. Așa, și... Mă doar nu-ți mincea aici. Bine, că acum am înțeles. Înseamnă că e o frământare de limbă cu o logică. E bine, e fain. Tot super. Ce spun eu are o logică, nu știu dacă ai observat. Tot ce spun eu are o logică, nu știu dacă ai observat. Deci continuăm să imităm. Nu cred. Nu cred. Hai să fim foarte serioși și să vedem la calendarul istoric. Ok, gata, frământarea de limba este... Dragii noștri, pe data de 29 iunie este marcată, adică astăzi, ziua aparatului de fotografiat. Mm-hmm. Cuvântul fotografie derivă din doi termeni grecești care, puși la oaltă, înseamnă scriere cu lumină. Când aparatul de fotografiat a fost inventat, oamenii credeau că acesta chiar le putea fura sufletul. Da, mulți se temeau să fie fotografiați și considerau acest lucru o formă de vrăjitorie. Fotografii color au fost realizate în jurul anului 1861 de către fizicianul scoțian James Clerk Maxwell. Acesta a combinat trei fotografii alb-negru, fiecare luată cu un filtru de culoare primară, cum ar fi roșu, verde și albastru, pentru a obține o imagine color. În anii 1900 apare primul aparat de fotografiat ieftin și ușor de utilizat, destinat publicului mai larg. Da, costa $1 și a fost promovat cu sloganul "Apasă butonul, noi facem rest." Iar în 1969, astronautul Buzz Aldrin a devenit primul om care a realizat o fotografie
pe lună. Pe... Uite, oamenii au făcut fotografie pe lună și tu nu vrei să-mi faci mie fotografie în lanul de levanțică. Pe lună îți fac. Te rog să ajungi acolo și eu sunt gata să-ți fac fotografii câte vrei pe lună. În levanțică vreau, ți-am zis. Da, deci ne exersăm, da, în pe levanțică, după care pe lună. Pe levanțică și pe lună. Da, bun. Mergem mai departe? Mergem mai departe cu un alt eveniment din 1866. Mm-hmm. Parlamentul României a adoptat prima Constituție a țării. Constituția din 1866 este actul juridic și politic fundamental adoptat după unirea principatelor române. Este prima Constituție propriu-zisă a României, adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Este cea mai longevivă Constituție din 1866 și până în 1923 e activat și cea mai importantă realizare a lui Carol I, fiind totodată una dintre cele mai democratice Constituții din Europa în momentul respectiv. A transformat România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice precum separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești. Și mai avem un omagiat, un om important pentru noi. Da, este vorba de Lică Saenciuc, s-a născut în 1947, artist plastic din Republica Moldova, care s-a afirmat mai ales în domeniul graficii de carte pentru copii. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, el s-a născut în familia pictorilor Valentina Rusu Ciobanu și Glebu Saenciuc și s-a format ca artist în mediul de acasă, unde se adunau numeroși oameni de cultură. Începând cu anii 70, s-a consacrat picturii, a fost acordat premiul concursului republican al portretului pentru lucrarea în bibliotecă în 1974. Practică diverse genuri de artă plastică, pictură grafică, cunoscut pentru desenele sale din Albinuța și Abecedar, a făcut și scenografie de cinema și teatru la Chișinău și la Bălți. Începând cu anii 80, a publicat mai multe articole și cărți despre patrimoniul istoric al Chișinăului, cum ar fi Colina Antenelor de Bruiaj, 333 de intersecții, Chișinăul ascuns. A fost distins și cu Ordinul de Onoare în 2010 și cu Premiul Național în 2019. Astea au fost câteva dintre evenimentele despre care am vrut să vă vorbim și acum este... tocmai momentul potrivit să o salutăm pe următoarea noastră invitată. Da. Este tânără, frumoasă, absolut talentată. Talentată, da. mult talentată. Este vorba de Daniela Pleșca, elevă în clasa 12-a Liceului Ion Vatamanu din Strășeni. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Ești un soare, practic, ai venit în redacția noastră pentru că și nuanța costumului este una foarte frumoasă, dar și pe chipul tău regăsim așa o expresie foarte luminată, ca să zic. Mulțumesc. Ești de obicei așa dimineața? Ai anumite tabieluri când te... Mă străduiesc, da? Să fiu mai pozitiv, deoarece ziua frumoasă începe de la noi. Da, foarte fain. Spune-te, rog frumos, ultima perioadă, ce lucruri noi ai reușit să realizezi? Pentru că tu nu stai locului niciodată, ori de câte ori. Dacă nu postezi tu ceva, are grijă, ori tata, ori mama, ori sora să postezi. Așa este. Păi perioada a fost destul de complicată, am terminat clasa 11-a cu diferite... teze, examene și de viață și nu numai. Am participat de curând la un concurs dedicat fraților Ioan Alde Teodorovici și Petre Teodorovici. Am fost nominalizată cu locul 2. Concursul este internațional. Desigur, am avut emoții foarte, foarte mari, pentru că este o responsabilitate destul de mare să fii reprezentant a Raionului Strășeni și s-au încrezut cu toată puterea și forța să ajung să iau locul 2. Acum, da, cu școala, îmi dau seama că e și o perioadă, o tranziție, așa, o cotitură, da, importantă. În curând, clasa 12, asta înseamnă o nouă responsabilitate, toată cu examenele de bacalaureat și cu admiterea la facultate. Așa este. Dar cum crezi, până acum, care sunt cele mai importante, nu știu, lecții de viață pe care le-ai desprins din școală? Poate, nu neapărat tehnice, știi, de fizică, matematică, dar așa de... Da. Din școală și din activitatea ta, pentru că tu cânti piese foarte profunde și de acolo poți iei multe lucruri importante pentru tine ca și om care intră în viața deja într-o altă etapă, peste un an deja în altă etapă. Da, da, într-adevăr. Totuși, pentru mine este, cum am spus, o responsabilitate enormă, pentru că cânt altfel muzica și simt altfel muzica, poate mai diferit ca generația mea. Sunt mai diferită și poate mai sensibilă pe alocuri, pentru că muzica la chitară, asta și depinde de sensibilitate, de sinceritate și omenie în ceea ce transmiți cu ochii, cu acordurile și cu cuvintele care le rostești. Și totuși m-au format așa părinții mei, familia mea, așa am crescut cu aceste valori, să devin totuși om, pentru că adevăratul bacalaureat este viața înainte, da, nu doar examenele cele și care... Și da, examen din zi în zi, din... Da, da, corect. Fiecare zi este un examen și o nouă provocare și dacă nu ne trezim de dimineață și ne setăm așa
totul o să fie bine. Este o zi fenomenală, trebuie să trăiesc la maxim ca și cum ar fi ultima. Așa e. Foarte fain. Ne spune acum că simți cumva muzica, spune tu, diferit, da? În comparație cu colegii tăi din generația ta. Cei de la liceu, de la școală, ce îți spun? Adică te încurajează? Care este reacția lor vis-a-vis de cei ce faci? Reacția tu? Lor poate că pe locuri este indiferentă. Am puțin prieteni, dar buni, care mă susțin în tot ceea ce fac și, în primul rând, familia este cel mai bun prieten, care mereu m-au susținut, indiferent că am luat eu loc sau n-am luat eu loc la un concurs. Asta este cel mai puțin important. Important este experiența, oamenii pe care îi cunoști zi de zi și vezi atâtea talente în Republica Moldova și nu doar, și este de apreciat. Daniela, tu cânti muzică populară, muzică folk, muzică patriotică. Ce gen de muzică n-ai cântat niciodată? Am cântat și rock. Mm-hmm. Am cântat și așa rock. Ai rezonat cu pieza, cu mesajul? Am rezonat pentru că doamna Maria nu-mi dădea de ales. Doamna Maria Senf, producătorul meu, care m-a făcut să ies din această stare mai puțin focoasă, da, să-i spun Dumnezeu mi-a dat să încerc diferite stiluri de muzică. Eu, de fapt, am studiat canto popular, dar totuși mă găsesc acum mai mult în estradă, în muzica folk, la chitară. Cred că este mai liniștită, mai complicată, pentru că nu toți pot transmite emoții cu ochii, cu licărirea asta, care este foarte sensibilă și este destul de complicat să ajungi la un nivel în a cânta foarte bine și să te menții. Eu încă nu l-am ajuns, dar sper că o să-l ajung. Doamna Maria, are să-ți grijă. Spuneți. Ai spus tu de cei mai buni prieteni din viața ta, care este familia, și ei au grijă ca tu să te menții în formă. Da. Ai venit cu o prietenă bună, dragă, sufletului tău. Și noi te rugăm să ne cânți ceva, iar telespectatorii să te asculte. Voi dedica această piesă tuturor mamelor și inclusiv mamei mele, care acum este în spatele ecranului, și mamei mele spirituale, doamna Maria Stoianu. Așa. Mamă, iartă-mă pentru nopțile tale nedormite. Mamă, iartă-mă pentru zilele mai puțin fericite. Am greșit de atâtea ori, nu te-am ascultat, dar mereu te-ai rugat, pentru mine, mamă, te-ai rugat. Sărut mâna, mamă, suflet drag, ce mă aștepți mereu cu dor un prag. Sărut ochii tăi ce-n taină plâng, mamă, la tine-i al meu gând. Sărut mâna ce m-a legănat, sărut sufletul tău, mamă, curat. Cea mai bună mamă în lume ești, la mulți ani, măicuța mea, să trăiești. Mamă, iartă-mă pentru toate câte sunt și câte au fost. Mamă, iartă-mă, nu știam că viața are al său rost. Am greșit de atâtea ori, nu te-am ascultat, dar mereu te-ai rugat, pentru mine, mamă, te-ai rugat. Sărut mâna, mamă, suflet drag, ce mă aștepți mereu cu dor un prag. Sărut ochii tăi ce-n taină plâng, mamă, la tine-i al meu gând. Sărut mâna ce m-a legănat, sărut sufletul tău, mamă, curat. Cea mai bună mamă în lume ești, la mulți ani, măicuța mea, să trăiești. La mulți ani, măicuța mea, să trăiești. Doamne, Daniela, ce voce, ce cântec, ce emotiv. Sunt sigur că mămica ta plânge. Sunt sigur. Eu sper. Asta înseamnă că a fost transmis cum trebuie. Da, aveți o relație în care discutați foarte mult, în care comunicați, inclusiv despre anumite subiecte, poate tabu. Adesea discuțiile pot fi mai dure, dar cu folos. Da, într-adevăr. Eu cred că sunt cea mai norocoasă, fiindcă am așa părinți. Poate că nu discutăm într-atât de des, dar eu
eu observ toate eforturile care le face mama pentru mine, toate eforturile care le face tata și sora mea pentru mine. Eu sunt cea mai norocoasă fată de pe pământ. Eu confirm lucrul ăsta, pentru că nu odată am văzut părinții tăi și surioara care au fost tot timpul cu sufletul la ceea ce faci și nu o să uit niciodată atunci când tăticul tău a venit din străinătate și ai făcut acea mare surpriză și plângea ca un copil, ceea ce e și normal să se întâmple atunci când îți vezi copilul tău atât de mare și mai ales vin cu un cadou pentru tine. Știu, sunt norocoasă pentru părinții mei și am observat toate sacrificiile care le-a făcut, mai ales tata pentru mine. Chiar discutam zilele trecute cu doamna Maria și îmi spune că, Daniela, tu trebuie să alegi muzica, este vocația ta. Și eu i-am spus doamnei Maria, dar nu-mi ia Dumnezeu asta. Da. Tatăl meu este martor și i s-a împlinit visul de a deveni artist prin mine. Uh-huh. Poate că nu sunt artist, dar iubesc ceea ce fac, iubesc muzica, iubesc viața. Viața este frumoasă, este o poveste. Uh-huh. Și sunt sigură că Dumnezeu o să aibă grijă să mă conducă unde trebuie. Să te direcționeze acolo unde trebuie. Ai spus de alegerea profesiei și în curând va trebui să faci alegerea în acest sens. Ți-ai dorit să continui, mă rog, muzica, cum ai spus tu, nu-ți o ia nimeni, dar în ce domeniu ți-ar plăcea să te regăsești? Sunt într-o perioadă de determinare. Este și medicina, și juridica, și jurnalismul, de ce nu? Toate sunt pe masă. Deci toate sunt pe masă. E o perioadă de nedeterminare. Nedeterminare. Sper Dumnezeu o săgeată să-mi dea, poate un fulger, un trăsnet să-mi dea. Doamna Stoianu o să aibă grijă să mai poate o discuție cu tine despre această temă. Totuși cred că situația pandemică mi-a deschis poate ochii. Eu eram poate orbită de chestia asta, că trebuie să ajung la Ștefan Neagă, de exemplu, la colegiu. Dar nu mă gândeam mai departe ce o să fac, pentru că instrumentul meu de bază, specialitatea mea de bază este pianul ca atare. Am studiat 8 ani pian și profesoara mea a depus, doamna Silvia Cernit, o salut cu mare drag, este o doamnă excepțională, un pedagog excelent și am fost destul de puternică și acum stau și mă gândesc chiar simt acolo ceva care mă deranjează, o durere. Am muncit atât de mult și să nu ajung eu să cânt la pian. Eu visam să ajung să cânt pe cele mai mari scene, de ce nu din Europa. Visam să plec la Paris, în Franța, să poate să-mi etalez vocația mea de cânta la pian. Și ce te încurcă? Și ce mă încurcă, totuși, poate tatăl care este plecat peste hotar și îmi spune ce să vin eu acasă și tu să pleci. Mm-hmm. Și cred că asta a fost blocajul meu, dar pianul este acasă, mai cânt eu când nu-i nimeni acasă, mai ales acum este vacanță, oricum nu prea am timp, dar... Nu ai timp. Ai de gând să te odihnești undeva? Sau... Nu știu, mă odihnesc până când pe la Bucium, unde este doamna Maria director, sunt și eu acolo angajat, sunt actriță acolo. Felicită. Și mulțumesc. Și... Așa, mai lucrăm din când în când, mai cântăm. Nu uitați să vă odihniți. Că nu uităm să ne odihnim, mai ales după ce final de an am avut, numai decât trebuie pic. O plăcere am avut să discutăm cu tine, Daniela, și ești extraordinar, văd și așa un soi de maturitate și asta e încă mai plăcut. Mulțumesc. Noi îți mulțumim tare mult, îți dorim o zi frumoasă în continuare și te mai așteptăm. Mulțumesc frumos, să iubiți și fericirea să nu vă ocolească. Așa să fie, vacanță frumoasă. Mulțumesc. Ei, fraților, uite, ce încheiere frumoasă pentru ziua de astăzi. Da, așa, mai ales că ne gândim că mâine e vineri și atunci parcă totul capătă o altă conotație pentru multă lume, nu? Vineri. Ce înseamnă că trebuie să mai lucrăm? Da, nu foarte mult, adică mergem la muncă. Mergem la muncă pentru ziua de mâine. Voi să aveți parte de o zi frumoasă. Da, exact, și să vă distrați, să munciți, să faceți tot ce vă face fericiți. Și nu uitați. Puteți să puneți pe replay telematinal. Da, dar nu uitați, mâine la 7 cu o nouă ediție.